Paramedicii SMURD din cadrul inspectoratului pentru situații de urgență Buzău au intervenit în anul 2023 la peste 7.800 de cazuri, majoritatea fiind vorba despre urgențe medicale. Echipajele SMURD au fost solicitate la 7.814 cazuri, acordând ajutor medical de urgență unui număr de 6.918 persoane, 6.222 adulți și 692 copii, astfel 281 cazuri de intoxicații, 472 cazuri de afecțiuni cardiace, 1019 cazuri de traumatizare, 8 cazuri de arțuri, 3945 cazuri de afecțiuni medicale generale, 85 cazuri de stop cardiorespirator, 407 cazuri neurologice și psihiatrice, 255 cazuri de prim ajutor la accident rutier, 37 cazuri de descarcerare la accident rutier, un caz de descarcerare la accident feroviar, 39 cazuri de căutare-salvare persoane, 89 cazuri de asistență persoane și de blocări a transmisii sub Uzeu. Pe de altă parte, activitatea modulului SMURT din cadrul ISU Buzău a constat în misiuni de verificare ale unor secții din cadrul unităților medicale din județ, dar și participarea la misiuni în sprijinul altor forțe. Au fost înregistrate astfel 534 verificări ale secțiilor ATI, 22 misiuni de participare la exerciții, 81 misiuni de asigurare intervenție la evenimente publice, 219 misiuni de asigurare a zonei de producere a unei situații de urgență, din care 154 la prezența animal sălbatic, 55 misiuni de sprijin la incendii, asistență persoane, salvare animale. În 150 de cazuri, forțele au fost întoarse din drum ori s-au deplasat fără a interveni și 5 cazuri de alertă falsă, informează Isu Buzău.